Salutare prieteni, bine ați am la tutoriale video.info Eu sunt Vlad și în tutorialul de astăzi o să vă prezint un program pentru identificarea și eliminarea virusurilor din calculator Programul se numește NoLab Removal Tool Acesta este un soft cu o bază de date foarte mare folosit pentru devirusarea computerului Aplicația o, o putem rula ca un antivirus și elimină virus, troiene, spyware sau orice alt tip de fișier ce ne poate infecta sistemul nostru uh, Programul beneficiază de un motor de protecție foarte avansat ce poate găsi sau elimina, cum v-am spus, tipul de virus respectiv pe care îl detectează. Vă avertizez, programul cu, este un program asemănător cu uh, Dr. Web. De aceea, atunci, dacă aveți un antivirus și veți face o scanare mai avansată, atunci, dacă uh, dezactivați antivirusul, după cum puteți observa, și după ce l-ați dezactivat, deschideți un browser de internet și veți scrie 9lab.com Unde veți da click pe primul rezultat Așteptăm să ne se deschide browserul Și după aia dăm click pe Download Removal Tool Acum, dacă aveți sistemul uh, pe 20, uh, pe 20, de biți, uh, pe 32 de biți, descărcați pe acesta x86, dacă aveți pe 64, la fel. Eu o să descarc pe 64, deoarece am sistemul pe 64 de biți. Voi puteți, acum, puteți să rulați executabil din, browser, eu o să-l salvez pe desktop. Așteptăm un pic. După ce s-a descarcat, voi închide browserul, rulăm executabilul, yes dăm next, acceptăm termenii contractului a softului, de aici ne vom alege unde vrem să instalăm uh, folderul, voi o să alegeți orice altă partiție și dăm install. În momentul de față ne lăsăm bifat aceste două și dăm finish. Bun, acesta este noua la removal tool, putem observa că folosește, aplicația folosește o interfață specifică programelor antivirus. Și avem un, 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 un cum să vă spun, un meniu ușor de utilizat. Dacă o să observăm în stânga. un meniu din stânga avem o listă cu opțiuni. Prima opțiune este scanner. Aici putem scana după virusul respectiv gen quick scan care va folosi o scanare rapidă. Flash scan care va folosi, scanează rapid și scanează memoria plus procesele care rulează. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă. Uh, sau full, full scan uh, ne scanează tot PC-ul, deci vă gândiți tot calculatorul de la, de la 0 la 100, deci vă gândiți de la începutul la mediu, cam așa din orice în colț vi-l scanează, e o scanare mai avansată. La tabul update putem să dăm uh, update la soft pentru a-mi descarca ultimele, uh, ultimele recenzii despre ultimii virus și și putem să uh, putem să scanăm după ce dați update la orice antivirus te recomandat să dați și un scan. La carantina ne va prezenta carantinele uh, ne va prezenta carantina unde sunt ținus virusii. În momentul în care detect, softul ne detectează virus și intrăm în carantină și dăm dilital sau dacă considerăm că softul a greșit și acel, virus, uh, acel soft nu este un virus, dăm restore. La loguri putem să Dăm, să dăm deja în carantină un fișier care știm că este infectat și nu mai putem face nimic din el pur și simplu dăm pe open și selectăm fișierul respectiv sau să selectăm fișierul respectiv și îl ștergem la ignore list putem să adăugăm fișiere care știm că nu sunt infectate care vrem să treacă peste uh, scanare sau care anti, acest antivirus îl recunoaște ca virus, dar voi știți că nu este virus. De exemplu, mi s-a întâmplat și mie la un joc odată ca antivirusul uh, să mi-l detecteze ca și un virus, uh, dar uh, nu este considerat nu era un virus, uh, antivirusul era îl considera o amenințare. La setări putem să se, uh, setăm uh, uh, setările de bază a. Ah softului. Vă recomand să nu bifați această căsuță. Recomandat ar fi dacă conțineți un antivirus să nu-l bifați să rulezi odată cu acesta, deoarece vă poate bloca calculatorul. Uh, Softul, va mai spus, puteți să-l recomandați ca un doctor web, ca o, o avansată. La scanner uh, light puteți să debifați, să debifați, această căsuță Skip Larger Files, deoarece trebuie uh, căuta trebuie scanate toate fișierele mari. De asemenea, dacă dacă dați în momentul acela și aveți hack în calculator pentru jocuri, hack știți foarte bine că sunt uh, amenințitoare, uneori poate să vă dea o alarmă farsă, puteți să vă creați voi hack-ul în C++ sau oriunde, oriunde altundeva, dar uh, acest antivirus vă poate detecta hack și vi-l consideră amenințare. Puteți să dați schip uh, skip la hack sau la crack Cracurile folosite de voi. La updater settings vă, vă recomand să le lăsați așa, să nu umblați deoarece baza de date trebuie să o ia fix din site-ul de unde vine. Puteți să puneți din orice altă bază de date, dar recomandat ar fi să lăsați din baza lor de date normală Cam acesta ar fi tutorialul, sper că v-am ajutat. Un antivirus asemănător cu Dr. Web. Dacă aveți întrebări, vă să lăsați în comentarii acest tutorial, iar eu, să, iar eu o să vă ajut. Vă păi mulțumesc pentru vizionare, la revedere!